În Sâmbăta Mare s-au împlinit 6 luni de la incidentul din colectiv, în urma căruia 64 de oameni și-au pierdut viața, iar alți peste 150 au fost răniți. În amintirea celor care au sfârșit în mod tragic, o delegație de preoți a Patriarhiei Române a oficiat, în fața fostei fabrici Pionierul, slujba învierii Domnului. Am dat lumină celor care au fost aici, am citit Evanghelia învierii, am cântat Hristos a înviat, ca o mângâiere și ca o speranță pentru cei care au plecat dintre noi în cumplitul, în tragicul accident din clubul colectiv de acum 6 luni. Unii erau în trecere așa și cum au văzut s-au oprit aici, chiar dacă nu știau că se va întâmpla acest eveniment. Cu lacrimi în ochi, familiile victimelor, dar și foști colegi sau prieteni ai acestora, s-au rugat pentru iertarea păcatelor celor care au plecat de lângă ei. După ce au primit Sfânta Lumină de la preoți, au așezat lumânările în dreptul fotografiilor celor pierduți. Toți colegii și prietenii din celelalte formații ne erau cunoscuți, ne întâlneam la concerte, am avut concerte împreună, urma să cântăm și noi cu Iris aici. Le simțiți lipsa colegilor? Le simțim toți lipsa. În primul rând, familiile lor, dați seama ce e în sufletul lor în această zi. E primul Paște fără ei. După slujba de înviere, membrii Asociației Studenților Teologi Ortodoxi au împărțit celor prezenți daruri. Asociația Studenților Teologi Ortodoxi a dat familiilor victimilor incendiului de la Clubul Colectiv pachete cu cozonăcel și cu ou de Paște. Aceste pachete au fost oferite de Catedrala Patriarhală cu binecuvântarea Preafectului Părinte Patriarh Daniel. Slujba de pomenire pentru cei care și-au pierdut viața în incendiul din Clubul Colectiv va fi oficiată luni 9 mai, începând cu ora 12. Atunci este prima zi în care se pot oficia astfel de slujbe după sărbătoarea Sfintelor Paști.